Avem datoria să facem o trecere după întrebări, care evident sunt și mici discursuri pe care le înțelegem și le apreciem. Și eu rămăsesem mental dator primei întrebări puse de domnul tânăr. Sunt sigur că poate știe lucrarea asta, dar mă gândesc să o reafirm aici. Există o carte paradigmatică, cum folosea domnul doctor expresia, Structura revoluțiilor științifice, al lui Thomas Kuhn. Acolo se explică cum evoluează știința prin explozii uneori ca soarele, altădată prin progrese practic obișnuite în urma acumulării unor date și de ce știința este într-o permanentă evoluție și schimbare, dar presupun ca și credința. Pentru că, în ciuda faptului că se vorbește adesea de dogmatică cu acel sens peiorativ al înțelegerii și acceptării sau neacceptării termenului, adică o anumită parte a dogmelor creștine este intratabilă și nu poate fi altfel socotită, nu există dialog, dogmele fie că sunt revelate, fie că sunt susținute de Sfinții Părinți ai Bisericii, nu pot fi atacate, există și o repliere a Bisericii, respectiv a credinței creștine, asupra ei însăși, în funcție de evenimentele care se petrec în lume. Evident că lumea nu mai este aceeași dinainte de Iisus Hristos, de nașterea Lui, și de după moartea lui Iisus Hristos. Și este într-o permanentă prefacere care ajunge, iată, până la faptul că se poate implanta în creierul uman, ceea ce spunea domnul doctor, sau se caută stabilirea unui nou prototip uman în laboratoare, după cum există temeri din partea umbră. Cu toate astea, credința rămâne un soi de far, ca să spun așa, pentru că suntem aici în peisajul marin, neclintit, la care oamenii se întorc adesea din căutările peregrinelor pe marea asta care este a științei tulburată și un soi de razem atunci când lucrurile se clatină. Pentru că spunea cineva, domnul doctor, că este vorba de acumulări, scuzați-mă, domnul fizician, știința operează cu cantități. Atunci, credința trebuie să opereze probabil și nu din pură dorință antinomică, cu calități, cu lucruri spirituale, cu cele care sunt insesizabile, invizibile și doar ca un răspuns amical pe care aș vrea să-i ofer domnului doctor la una din problemele, chestiunile relevate de domnia sa acolo și care se poate adresa ca întrebare și părintelui Ilarion, se discută de multă vreme în Biserica Puseană, dar și în Biserica Ortodoxă și teologi mai mei sau filozofi mai mei religii au reluat discuția despre felul în care va învia trupul nostru în slavă atunci când Domnul ne va chema la el. Vom învia în acel trup de slavă, așa cum ne-a surprins moartea la 6 ani dacă eram copii sau la 90 de ani dacă eram decrepiți? Ni s-a dat răspunsul prin Toma din Aquino și relată de acești noi cercetători care încearcă să sintetizeze asta, că nu. Pentru că Domnul nu va permite această adunare, iată, de oameni care nu și-au împlinit respectiv viața sau care și-au terminat-o într-o decrepitudine și nu putem să arătăm ca la 90 de ani și vom fi de 35 ani, ca la 30 de ani, când suntem în putere încă frumoși, încă inteligenți și este vârsta lui Hristos. Dar ce se va întâmpla? Pentru că ne spune domnul doctor la un moment dat că Domnul a anesteziat pe Adam, a luat o coastă pe care a făcut-o via pe Eva. Unde va învia acea coastă? În Eva sau în Adam? Pentru că este vorba de primăturinea ființei. Adam este lipsit de una din coastele lui. Dar când va învia, cum va învia? Cu coastă sau fără coastă? Va fi la Eva sau la el? Încă se discută despre asta.